Bună tuturor celor din Zodia Taur sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Taur și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 16-31 august 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și două mesaje suplimentare, foarte multă comunicare cu persoana iubită, mi apare o conexiune aparte, dar foarte multă conversație scrisă între voi și o anumită persoană care vă interesează. Sentimentul este reciproc, să știți. În stația prezentă avem roata destinului și îndrăgostiție. Wow! Vă lovește dragostea, vă lovește <coughs> iubirea pe unii dintre voi. Foarte posibil să aveți de-a face și cu zodia gemen, dar vorbim de o stație predestinată. Aveți de-a face și cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător și cu semne de foc, prebecleu, săgetător. Aici apar anumite conflicte, e foarte posibil să nu fie o, o relație ușoară, deci apar sentimentele acestea de iubire, do doar că nu aveți clarificate situațiile deja prezente, posibil să vorbim de un trio amoros sau o situație mult mai complicată de atât, dar cu toate acestea există o conexiune aparte, parcă oricât ați vrea să scăpați de această energie, de acest sentiment, de acest gând față de o anumită persoană, nu puteți, vă învârtiți în cerc. E să vedem ce s-a întâmplat în trecutul Recent. și avem un cinci de, spa, uh, cinci de bâte, multă agitație, dor, nostalgie, v-ați revăzut cu cineva și trădare Da, aici cred că a fost așa un sentiment pe moment, ori v-ați îndrăgostit, ori v-ați revăzut cu cineva Care a, Iar această persoană a declanșat o serie de evenimente, văd și o comunicare întreruptă voi aveți lucruri amestecate, pe de o parte iubiți foarte intens, pe de altă parte vorbim și de anumite rupturi, anumite despărțiri. Ce știți voi? Că vreți adevărul sau că adevărul va ieși la lumină sau că veți găsi cea mai bună variantă clarificatoare. Poate fi fie vorba și de un divorț, poate să fie vorba și de o dreptate divină, alegeri pe care trebuie să le faceți din punct de vedere amoros. Posibil să aveți de-a face și cu zodia Balanță, dar mi-apar și noi începuturi. Cred că voi sau unii dintre voi încheiați niște capitole sau vă doriți să vă gândiți din ce în ce mai intens să încheiați niște capitole și să începeți relații noi. Ceea ce nu știți este că intră în viața voastră o persoană în semn de foc, verbetul săgetător sau această persoană vă aduce multă bucurie, vă spune adevărul, spune ce simte, vorbește de foarte multă pasiune. Posibil să aveți, de, să aveți de face și cu un alt taur unei dintre voi. Este vorba de adevărul din spatele poveștii. Posibil să, se, să vă lăsați duși de val. Vorbim și de anumite căsătorii sau conexiuni mai, sau relații de lungă durată, dar se va renunța la tradiționalismul acesta, la gândul că... Na, o căsătorie nu poate împiedica, sau vă gândiți că o căsătorie nu poate împiedica o poveste adevărată, curată, sentimente adevărate, cineva încearcă să vă impresioneze, cineva încearcă să vă curteze, să se apropie de voi prin diferite gesturi, dar să știți că este vorba de o persoană care vă susține foarte mult. În viitorul apropiat e posibil să faceți un drum sau faceți planuri de viitor. Posibil să aveți de face și cu de aleu, dar și semne de apărac, scorpion sau pești. Vedeți că aici vorbim și de o persoană care nu renunță la voi și are răbdare și analizează și calculează opțiunile. Deși există un blocaj, e posibil să nu vorbiți prea recent cu o anumită persoană pentru că trebuie să iau o hotărâre înainte de a se apropia de voi. Deci, clar, vorbim despre niște legături un pic mai complicate, dar și de foarte multe sentimente intense. Voi sunteți în energia valetului de monede, vreți începuturi noi, vreți un mod diferit de a fi abordați, de a iubi, de a socializa, de a clădi o relație. Mergeți pe structuri noi, pe baze noi, fundații noi vreți. Posibil să aveți de face tot cu semne de pământ, ori pe capricorn. Un flirt poate să apar, noutăți, comunicați, sunteți deschiși la ceea ce vine. Poate să fie vorba și de anumite vești. Dar este vorba și de o ușoară agitație. Posibil a, să apară anumite conflicte interioare la unii dintre voi. Să vă gândiți asupra situației amoroase în care vă aflați Aici poate fi vorba și de următoarea situație. Sunteți căsătoriți, dar iubiți intens o persoană în afara căsniciei și, mai mult de atât, acea persoană vă împărtășește sentimentele și de aici greutatea de a vă trăi povestea liber. Apare comunicare, întâlniri, vă doriți lucrurile acestea, parcă așteptați niște semne din partea persoanei iubite. Apoi cealaltă persoană. Este un pic temătoare, se simte într-o, aici vorbim de amantă amantă sau o iubire foarte greoaie și cu multă frică, posibil să aveți de face cu Zodia Pești, vorbim de o trădare, poate și această persoană se află într-o legătură amoroasă în prezent și partenerul sau partenera partener acestei persoane află că este trădat sau trădată și se ceartă pentru că mi-apare suferința în dragoste, dar și dorința acestei persoane de a nu știu, se apropia mai mult de voi că simte foarte multe puncte în comun. Sau se simte trădată această persoană, depinde de ce ați făcut, ce alegeri, ce faceți în perioada următoare. Vorbim de iubire, deci această persoană vă împărtășește sentimentele și sunt sentimente puternice. Pentru că se sacrifică, se dă peste cap, dar trece printr-o vâltoare de emoții și de stări și de probleme. Speranțele voastre sunt, nu știu, să vă întemeiați o familie cu această persoană sau să fiți un pic mai apropiați, mai apropiați ca niciodată. Aveți o intuiție foarte bună, da, sentimente în creștere, asta vă doriți foarte mult, dar și teama de... Infidelitate, de uh, nu știu, o iubire ascunsă, o iubire tăinuită, o iubire care poate provoca o frică sau uh, nu vă puteți exprima liber sentimentele sau vă vedeți pe ascuns. Și aici e frica, deși sentimentele cresc în intensitate. Ce ar mai putea zgudui un pic viața voastră amoroasă este apariția unui copil sau poate în anumite situații să existe copii. Și, automat, lucrurile se, se complică un pic. Apare agitație, dar și foarte multă dorință de a fi mai aproape de acea persoană, de a împărtăși anumite lucruri și de a vă apropia mai mult. Că asta se tot repetă, deși apare toxicitatea. Se a creat o dependență între voi și o anumită persoană și, și este reciprocă toată situația. Iar deznodământul acestei situații vine cu un patru de spade, o pauză, faceți un pas înapoi și analizați foarte bine statutul vostru amoros sau ce aveți de gând să faceți pe mai departe sau poate cealaltă persoană se retrage analizând ce are de făcut pe mai departe, dar nu vă pierdeți speranța pentru că este ceva trecător. Posibil să aveți de face și cu zodia vărsător, aici unii dintre voi sau semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Vorbim de noi începuturi foarte serioase, da, pentru că vor fi niște schimbări majore în viața multora dintre voi. Și schimbările acestea aduc foarte multă pasiune, sunt schimbări pozitive, sunt schimbări benefice, da, aducându-vă într-un punct de siguranță. Vorbim de relații asumate, vorbim de lucruri care cresc în intensitate sau lucruri așezate, da? Numai că trebuie să se iau hotărâri și trebuie să aveți răbdare cu această persoană, pentru că nu se decide rapid. Veți mai comunica, văd foarte multă comunicare, dorință de întâlnire, dorință de a petrece timp împreună și de a ști concret că sunteți pe drum cel bun, da? Și cupluri. Mi apar două cupluri aici. Deci, e posibil povestea, exact cum v-am spus, să fie mai complicată, dar voi știți lucrul acesta. Dar apare și foarte multă obișnuință, apare, într-adevăr, apar și anumite momente în care nu comunicați unul cu celălalt, dar și momente în care comunicați foarte deschis și foarte mult. Și aici este o poveste instalată de ceva timp. Probabil situația din prezent v-a adus așa într-un punct în care, da, simțiți o siguranță reciprocă, un sentiment reciproc, mai puternic decât până acum. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!